După primirea oficialităților a fost intonat imnul național, apoi s-a trecut la depuneri de coroane. Au fost depuse coroane atât de către instituții și organizații civice, cât și de către partidele politice. După ceremoniile din Parcul Elevilor, participanții la manifestările de ieri s-au deplasat la Biserica Eroilor, unde a fost oficiată o slujbă religioasă la mausoleul aflat în curtea acestei biserici. De asemenea, și aici au fost depuse coroane de flori pentru omagierea eroilor neamului.